Da. Astăzi, între ora 8 și 18, Universitatea Eftimie Murgu din Reșița și-a deschis porțile. Și-a deschis porțile cu ocazia aniversării a 43 de ani de la momentul la care s-a semnat hotărârea de înființare a, pe atunci, Institutului de Subingineri din Reșița. Sigur, data a fost 29 martie, dar astăzi am folosit ocazia oferită și de organizarea bursei locurilor de muncă pentru a aniversa împreună cu acest eveniment și 43 de ani de la înființarea universității. Astăzi, așa cum am spus, între ora 8 și 18, așteptăm viitorii studenți interesați de ceea ce oferă Universitatea din Reșița în ceea ce privește infrastructură, pentru că am organizat prezentare a universității pentru toți cei care doresc să ne viziteze. Vor fi vizionate spații de învățământ, laboratoare, amfiteatru universității, biblioteca, cantina, tot ce înseamnă infrastructură universitară. Încheiem prin acest eveniment cele două săptămâni de prezentare a ofertei educaționale 2014-2015 în liceele cărășene. Așteptăm alături de tineri și părinții lor pentru a se convinge că Universitatea din Reșița este la ora actuală o instituție modernă la nivel care oferă nu numai infrastructură, dar oferă și învățământ de cea mai bună calitate la nivel european. Ne bucurăm mult că astăzi, odată cu acest eveniment al nostru, AJOFM-ul organizează la Universitatea din Reșița Bursa Locurilor de Muncă. Cred că asemenea manifestări își au locul în universitate și mă bucur mult că printre locurile de muncă oferite de cele 38 de firme care participă astăzi la acest eveniment, sunt și locuri de muncă pentru absolvenți de studii superioare. Instituțiile de învățământ superior trebuie să pregătească absolvenți pentru piața muncii, nu absolvenți de dragul de a avea absolvenți, și Universitatea din Reșița își asumă cu cea mai mare seriozitate acest rol. Și doresc să folosesc ocazia pentru a mai informa încă o dată comunitatea că Universitatea din Reșița încearcă prin metode de predare dintre cele mai moderne să formeze cu adevărat competențe. Nu numai să transfere cunoștințe, dar prin foarte multe aplicații practice care se vor dezvolta și începând cu anul universitar viitor, să formeze competențe practice, astfel încât să creștem prin aceasta angajabilitatea absolvenților noștri. Learning by doing nu este numai un concept care sună frumos, ci cred că este un concept care reflectă cel mai fidel realitatea de astăzi. Tinerii noștri, decât să citească mii de pagini, preferă să se documenteze și să le învețe pe din afară, să le memoreze, preferă să se documenteze din aceste pagini și să realizeze aplicații practice. Și acesta este modelul pe care am hotărât în viitor să îl aplicăm la toate programele de studii. Așteptăm, este a doua delegație din Serbia, am avut și săptămâna trecută vizitator, sunt tineri care vor absolvi peste câteva luni și la dâns și liceul și îi așteptăm, au fost primul grup care ne-a vizitat, a fost foarte încântat de ceea ce a văzut la Reșița, nu existau informații până în prezent în legătură cu instituția noastră, le-a plăcut foarte mult, dânsii sigur se îndreptau până în prezent spre Timișoara și paradoxal spre Craiova. Cred că începând de anul acesta vor veni în număr mai mare și vor rămâne în Banat la noi și vor rămâne moți.